Și toată viața așa, cu apă de la fântână, nu? Da. Da, doamne. Apă de la fântână, nu din altă parte, decât de la fântână. Încă mai este. Este, doamnă, aici este. Dacă fereați mineralul, nu mai este aici, nu mai este nicăieri. Se termină apa. Și pleacă și ultimul om care a mai rămas. Dar nu-i lași mai știi. Lași mai știi. Nu mai are lași. Singurătatea unui loc este dată de suma singurătăților trăite de fiecare om în parte. Zilele vin și se duc în liniște, vorbele se rostesc doar pentru sine, în tihnă, dar există și un zbucium lăuntric atunci când tăcerile sunt prea monotone. Privind înapoi fără ură, privind înainte senin, fiecare suflet pierdut în natura sălbăticită își așteaptă furtunile și calmul zilelor ce vor să vie. Nu doar departe de lumea dezlănțuită a marilor orașe, dar rupt și de orice speranță că peste amintirile de odinioară se vor mai adăuga altele recente? Un crâng de poveste a cărui existență nu este atestată de niciun document oficial ascunde zbuciumul unui sat care, cândva, număra în jur de 500 de suflete. Acum au mai rămas doar 5. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit aici, departe! Departe... N-a fost ușor să ajungem la dumneavoastră. Dar până la urmă ne-ați găsit? V-am găsit. Ne-ați găsit? Puțin, dar buni. Puțin, dar buni, da. Puțini. Vine lumea în vizită aici, ajunge vine, până aici? Vine, vin. Și rude vin și... Mai vin și de la televiziune și de la presă și la... Da? Sunteți celebri acum. Ne-au sunat de la Hunedoara, de la Constanța, de la București, la Galați, de la Iași. Și totuși nu despre depresie, dezamăgire sau tristețe vorbim cu prea puținii localnici din satul Mihai Eminescu din comuna Botoșăneană, Gorbănești. Asemeni oamenilor și locurile părăsite pot prinde uneori viață, trecând de la agonie la extaz, chiar și după zeci de ani de singurătate. Dacă ar fi să schimbați locul ăsta cu un altul, ați pleca de aici? Și odată. Când mă duc și popa, atunci mă duc. Plec, da, atunci el nu mă duc. Prin fostul sat Vârnăvoaia, acum Mihai Eminescu, trec mai des televiziunile decât autoritățile. Așa că cei 5 oameni, la care se ajunge greu, mai ales când plouă sau ninge, sunt vedetele vânate de jurnaliști, pentru că nu-i așa, un sat fantomă este uneori demn de un breaking news. Și atât. Între două reportaje, zilele curg la fel pentru oamenii care au un buletin adresa de acum 3/4 de veac dintr-un sat care practic nu mai există. De la socrii mei am documente din 1800 și ceva. Documente de pământ, de case, de vânzări, cumpărări. Deci este vechi satul. Comuniștii l-au redenumit. Familia Prisăcaru a venit niciunde, tocmai de la Constanța. Și de peste 10 ani și-a găsit rostul în casa părintească. În 2014 în sat mai erau doar 4 bătrâni. Între timp au rămas 3 și cu familia Prisăcaru 5. 5 oameni care se încăpăținează să fie fericiți într-un loc unde nu duce niciun drum asfaltat, și unde nu există apă potabilă, singura fântână din sat, asigurând doar câteva găleți pentru gospodărie. În rest, care cum pot butoaiele cu apă din satul vecin. Lumea a tot plecat. A fost nevoită. Și n-a mai prea venit nimeni. Sunteți, cred că, singurul care s-a întors? Da. Am mai încercat la casa din deal, lângă statuia, acolo, lângă parc. Și
Și nefiind apă, vin vara. Da. Și pleacă, cum veneam și eu. Veneam vara și plecam toamna. Dar acum, dacă am ieșit la pensie și forțat copiii, n-aveau unde, locuiau în gazdă. Și ați venit de la Constanța, tocmai da, aici. Da, pentru că eu prima dată am venit aici și am stat mai mult prin anii 91. Uh-huh. Până atunci am lucrat. Și când am venit într-un concediu, aveam 4 zile concediu, 38 plus 2 zile de așa. Și am prins lucrările de toamnă. Uh-huh. Și n-am mai plecat. Am zis că stau 3 zile și plec la munte. Și n-am mai, am stat 40 de zile non-stop aici. Tot concediu. Și de atunci... Da. Și pe an ce veneați, pe an ce trecea, veneați și găseați tot mai puțin vecini. Da, da, da. Deci am avut în sat, erau rudele socrului, a socrului erau cam vreo 15-16, acum mai avem doar unul lângă noi aici, uh-huh. Un verișor. Nu se știe de când există satul cunoscut din acte drept Vârnăvoaia, dar redenumit de comuniști prin 1950, Mihai Eminescu. Se spune însă că istoria sa se întinde pe câteva secole, de la boierul Vârnav la boierul Constantin Stamatopol, care ar fi avut două fete, Lucica și Virginia, pe care le-ar fi cunoscut și Eminescu, la vremea când era adolescent și își petrecea verile în satul ce avea să-i poarte numele mai târziu. Un loc unde scrisorile trimise înainte de 89 se întorceau la destinatar pentru că poștașii nu găseau adresa pe hartă. Nici acum satul nu are un statut foarte clar, curierii cu pachete având ca punct de reper casa cu steag a lui Constantin Prisăcaru. Bătrânii își amintesc că acum mai bine de jumătate de secol erau aici peste 80 de gospodării. Aveau școală, dispensar și tot satul răsuna de râsul copiilor. Un loc al cărui sfârșit a început prin anii 70 ai secolului trecut, când au fost inundații și alunecări de teren. Au fost vreo 80 de case. Yeah. Soțul a fost alunecat de pământ, eu de unde mă trag din parte de acolo, s-a răsit la tata meu până aproape de casă. Are o mal de 3-4 metri înțeleg. Așa s-a lăsat de jos. Asta prin anii 70. Da, da, da. Și-a plecat lumea atunci. S-a dus mult din sat. Unii scari și cum mă apucat, dar eu de ce fac tot. Am prins locușurița că m-a căsătorit, știi? Și aici e foarte bine trăit. Aici, da. Sus, pe deal. Dar eu via atât de trăit. E liniște? Da. Dar nu vă lipsesc oamenii, eu știu, agitație? Dacă lipsesc și tot eu. Am bătrânit, dar nu mai avem așa bari. Ce să-i fac? Asta e viața. Dar nu sunteți chiar singură. Vin copiii la dumneavoastră, vă ajută. Păi da, am 10 copii, stai seama. Și 26 nepoți. Să vă trăiască. Da, Dumnezeu. Și nu vă simțiți singură niciodată? M-am învățat. Mult îmi spune, cum nu mai stai matat? Băi, așa de liniștit. Eu sunt foarte mulțumită. Nu s-au văzut nici gopă, nici hui de nimic, a dus fădiați. Da, gândeai cu ce ne-ai. Majoritatea au plecat până în 88-89, că era ultimatum. Deci dacă nu venea Revoluția, eu nu mai veneam aici, că n-aveam unde. Socrii mei au primit garsonieră la Turșești, în orășelul ăla, Turșești, în comună. Deci li s-a pus în vedere da, să plece da, neapărat. Da, da, nu că li s-a pus în vedere, era aici, trebuia să fie teren viran, teren agricol. Din cauza alunecărilor. Da. Și dacă a venit Revoluția, au scăpat. Au scăpat ei, fratele lui care stă lângă noi aici, am văzut casa, sora lui care stătea jos acolo unde sunt pomii aia, lilia acolo a înflorit. Și încă vreo, în fața noastră erau case, în val erau, peste deal acolo casa aia care a mai rămas, au decedat persoane, dar a rămas casa. Vreo 20-30 de oameni. Poate chiar mai mulți. Erau mai mulți, iar pe deal, acolo unde mergem pe strada principală mai sus, era casă lângă casă. Uh-huh. Sunt, acum toți, suntem pe aceeași stradă acum. Da, strada principală. Da, da. Că zicea strada Mihai Eminescu. Uh-huh. Și acum de la noua organizare zice strada principală de anul trecut. Pe strada principală stau toți cei 5 locuitori ai satului.
un sat care și-a trăit perioada de glorie prin anii 2000, atunci când actorul Mihai Mălai Mare, la vremea aceea deputat, a organizat aici câțiva ani la rând, la sfârșit de mai, serbarea salcămului. Foarte multă lume venea, foarte multă. Erau organizate concerte, foarte mulți artiști, popular, ușoară. Se făceau serbări câmpenești acolo, pe unde ați venit prima dată, pe platou, jos. Pe vale acolo. Pe vale și era foarte frumos. Erau împânzite sute de mașini, mii de oameni, forfot. Aici era o euforie. Când înfloreau copacii, 99% sunt salcâmi, că de asta îi spunea pădure de salcâmi, nu? Festivalul salcâmului. Eu o singură zic cine a festivalul, dimineața până seara, se întindea până a doua zi care mai rămâneau acolo. Peste noapte, nu? Și veneau cu corturile, cu saltele, cu mâncare, cu grătare, cu... Erau concerte, era făcută tribună pentru concerte, foarte mulți artiști. E un loc de stat la povești, deși... Nu sunt prea mulți cei care vin să asculte, doar din când în când câte un jurnalist. Sau rudele de departe ale localnicilor, atrase de farmecul satului, care însă nu e suficient să te convingă să te stabilești în satul fantomă. Vecinul care lucrează acum acolo afară, mai solicitam când vream pâine. Și venea cu niște salopete până în gât și venea până la brâu în apă. Să treacă la mine. Da, da, da. Și asta când se întâmpla? Acum 3 ani și acum 4 ani, 5 ani. Deci se poate întâmpla oricând. Da. Au plouat așa de mult încât s-a umplut valea de apă. Și s-a retras greu, că a venit de pe toate dealurile, de pe toți versanții ăștia, a venit apă. Da. Dar nu vă sperie lucrul ăsta? Nu. Nu, de ce? Zic și eu. De ce să mă sperie? Nu m-a speriat alte probleme, sperie apa sau... Nu. E sinistru iarna câteodată când bate vântul. Când vine viscolul și bate e vântul. Vijelie. Da, și se aude așa pe văile astea. Da. Sunt momente. Și ne gândim mai târziu, ne gândim mereu ce îmi face noi când nu mai putem merge. Ne gândim mereu. Cine o să vă ajute atunci? Ne gândim mereu. Închidem și plecăm. Sau ne ia. Peste 3-4 ani, dacă am venit, credeți că am găsit mai mulți locuitori aici? Nu. Nu. Nu, șanse nu sunt. Se vorbește tot mai mult despre depopularea satelor românești, însă fenomenul a început încă de acum 30 de ani, odată cu emigrația primilor români spre mai binele de dincolo de țară. În ultimii ani, plecărilor masive li s-au adăugat scăderea natalității, dar și creșterea mortalității, România fiind pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din cauze prevenibile și tratabile. Migrația, care este cât se poate de normală pentru vremurile pe care le trăim, trăim într-o societate liberă, astfel încât ați găsi un loc de muncă, ați căuta o carieră într-un alt mediu decât mediul tău de proveniență, este cât se poate de normal în Uniunea Europeană, cel puțin că acolo ne aflăm noi la ora aceasta. Un pic nenormal este modul în care se întâmplă și amplitudinea acestui fenomen pentru noi, pentru români. Cea mai mare emigrație la nivel de Uniunea Europeană și acompaniată cu cea mai mare depopulare a zonei rurale din Uniunea Europeană se întâmplă la noi în România. Deci zona rurală românească este cea mai afectată de acest fenomen. Iar emigrația cea mai puternică, după cum o știm cel puțin la nivel de România, este chiar de la noi din Moldova, din zona de nord-est. Satele se depopulează nu doar din cauza că tinerii pleacă, și din cauza că cei în vârstă ajung la timpul când trec dincolo, la Dumnezeu, și în urma lor nu mai vine nimeni. Chiar dacă au copii la oraș, aceștia, având condițiile care le au în oraș, e mai greu să retragă la țară, deși știți cum se spune, casa părintească nu se vinde, însă rămâne în paragină. Și foarte puțini sunt aceia care, la pensie, reușesc să se mute la țară. Pentru că la țară, chiar dacă ești pensionar, trebuie să o iei de la capăt. Începi să crești animale, începi să te îngrândești de o gradă și atunci nu mai ești la pensie și toată lumea la pensie vrea liniște. Cu 2-3 familii nu poți să ridici un sat, o comunitate. Pe zi ce trece, tot mai puțini oameni. Da, și bătrâni. Și bolnavi. Dacă o luăm de aici din capăt, Toma, Betuța cu nenea Costică, am doi bolnavi. Mirela, care și ei mai se descurcă ca altfel, are soțul bolnav, săracul, și tânăr, romică.
Și încoace este Laurențiu, care mai vine el pe la primărie. Să n-au servici și să chinuie ca să facă. Da, să harnici și fac. Ar să facă. Da. Da. Dar e trist așa cum vezi că satele da. Rămân fără bătrâni, oameni. Bătrâni, dacă o luați de acolo din capăt, bătrâni. Fiecare și-a ales drumul lui. Și nu aici în sat? Nu aici în sat. Am ajuns și în Medeleni, sat cunoscut din trilogia lui Ionel Teodoreanu, unde și acolo se vorbește despre tânăra Olguța care visa să se căsătorească și să plece în America. Asemenea ei, majoritatea oamenilor de aici au trăit cu dorul de ducă spre locuri mai prielnice unui trai civilizat. Tincuța Butnaru tocmai vorbea la telefon cu fiica ei din Canada să o ajute să facă rost de medicamentele prescrise pentru inimă. Fica le-a găsit în Germania la un medic român care lucrează acolo și care va trimite Tincuței tratamentul pe adresa din comuna ieșeană Golăiești. Și eu am una în Canada, profesoară universitară, și una în Anglia. Serios? Cofetării, patiserii și-o deschis. Serios? Da, de 20 de ani plecată în Canada fata și are o fetiță și eu fac facultate și acum fac și masterat. Da. Și ce spun, să mai întorc? Da, și-au luat. Da. Nu se întoarce. Nu se întoarce. Uite, aici alături. Este fata veșinii, eu a murit, veșina mea. Și fata a plecat și a făcut casă, dar nu a terminat-o și a plecat. Și nu mai are de gând să vină înapoi? Nu, nu. Preoții sunt cei care, prin vizitele făcute la domiciliu an de an și de mai multe ori pe an, cunosc foarte clar situația persoanelor, mai bine decât avem noi date oficiale de la recensământ, de exemplu. Ei cunosc chiar dinamica acestor transformări, scăderea numărului de populații, numărul de îmbolnăviri, persoane în vârstă și așa mai departe, numărul de copii născuți. De regulă, ei nu se mai căsătoresc, adoptă moda din Occident, este diferența aceea între așa numitul concubinaj, uniunea liber, consensuală, ca să utilizez și un termen sociologic, și căsătorie, acompaniată la polul opus, dacă vreți, de separare versus divorț. Ori, venind cu acest sistem de valori din Occident, cei în vârstă, de regulă, bunicii sau și persoanele cu autoritate în comunitate, cum a fost cazul preoților pe care am pomenit mai înainte, nu mai pot să le impun un anumit set de valori cumva perimat în percepția tinerilor. Drept urmare, ținând cont și de duritatea vieții, că și în Occident viața este dură ca și la noi, poate la noi un pic mai dură ca în Occident, că de aceea se și pleacă, nu mai poți impune tânărului căsătoria și să facă repede copil conform sistemului tradițional românesc, să fii la casa ta, să faci copiii tăi, pentru că acestea se amână sine die datorită împrejurărilor, pentru că trebuie în primul rând să ne vedem de casă, de carieră, de muncă, de servici și în ultima instanță apare și copilul. Vă spun, din 16 ani, de când sunt preot în zonă, avem 4 cununii până la ora actuală săvârșite în zona respectivă, Grădinar și Medeleni. Și tineri care să se căsătorească aici, nu. Sate întregi în România sunt pline de vile construite de părinții rămași acasă cu banii trimiși de copiii plecați în străinătate. Doar că pe strada italienilor, a spanionilor sau a germanilor s-au mai întors prea puțin români. Clădiri goale, bântuite de doruri fără alinare și o întrebare fără răspuns. De ce nu se mai întorc? Întrebare, de ce s-ar întoarce? Acum, punând în antiteză cele două întrebări, răspunsurile sunt firește intuibile. N-au la ce. Deocamdată au cunoscut gradul de civilizație occidental prin definiții. Chiar dacă au ajuns în sate prin țările respective, oricum gradul de dezvoltare este mult mai ridicat. N-au un sistem sanitar. Inevitabil compară sistemul sanitar de la noi cu sistemul sanitar de dincolo. Noi știm că sunt comunități întregi în mediul rural, fără medic, fără dentist și așa mai departe. Cu foarte mare greutate se asigură transportul până în primul centru urban, unde și acolo sistemul sanitar știm cum este, nu trebuie să-l ascundem sub preș. Pe de altă parte, sistemul educativ.
au luat contact ai noștri cu sistemul educativ de dincolo, care este și mai permisiv cumva ca al nostru, dar este și mai adaptat la ceea ce înseamnă viața de acum și rigorile care ne vor fi impuse de ceea ce înseamnă societatea viitorului. La noi, societatea noastră are un sistem educațional în perpetuă schimbare și nu se oferă garanția tânărului care vine din Occident să-și continue studiile la noi, pentru că sunt de aceeași calitate cu cele din Occident. Drept urmare, punem toate acestea cap la cap, de ce să se întoarcă? România promisiunilor neîndeplinite durează de prea mult timp, iar tinerii nu mai au răbdare. De ce să aștepți condiții decente de trai când le găsești peste tot într-o Europa civilizată, iar moneda de schimb este munca, la care în timp se adaugă însă și dorul de casă, de părinți, de prieteni? Nu mai spunem că aici este proiectată nodul de la autostradă, da, din care o să-l avem în comună. Și este un lucru foarte important pentru a dezvolta comunitatea, iar vama se va construi pe teritoriul comunei Golăiești, cea mai mare vamă din nord-estul Europei, va fi aici. Ce ține de mine voi face? Voi încerca să atrag fonduri pentru modernizarea acelui drum, pentru modernizarea acelui loc și îmi doresc ca oamenii să se întoarcă în mediul rural, dar pentru asta trebuie să creăm oarecum condiții decente de trai. Sociologii trag un semnal de alarmă și spun că fenomenul depopulării va continua. Astfel, sate care acum numără câteva sute de oameni, dar fără condiții decente de trai, în câțiva ani vor rămâne pustii. Mereu pe drumuri între două alegeri, a rămâne sau a pleca, românii învață durerea sacrificiului, dar și grija față de sine, atunci când cei aleși uită prea des de ei și se duc spre mai bine. Dacă este să privim cumva ideal sau ideatic către viitor, că se vor întoarce la un moment dat cei care sunt acum plecați, să spunem măcar la pensie, după ce și-au făcut plinul, ca să utilizăm un limbaj colocvial, depinde la ce se întorc. Copiilor nu se vor mai întoarce, pentru că ei sunt deja crescuți și adaptați la cultura țării de destinație. Cum ar trebui să arate satul ăsta, comuna, ca să se întoarcă tineri acasă? Păi ar trebui, cum ar trebui? Eu știu cum ar trebui. Tot tineretul s-a plecat că nu au avut condiții. Îmi spun Sfinții Părinți să te mulțumești cu ce ai de la Dumnezeu și să fii împăcat că le ai pe cele care îți trebuiesc. Așa niciodată, mulțumiți și noi, ca preoți sau oricine vine în zonă. Ai vrea să ai din ce în ce mai mult, dar, cum zicem noi, mila Domnului, le avem pe toate și suntem îndestulați cu de toate. Thank you.